Acel proiect de lege se referă în principal la uh, modul în care putem să facem serviciu militar voluntar în termen, pentru că din 2007 este suspendat serviciul de militar, serviciu militar obligatoriu, rezerva a bătrânit. Nu am reușit să o mai chemăm la pregătire. Ca să chem la pregătire să se instruiască pe tehnică nouă sau ca să chem oameni care nu au făcut serviciu de militar în termen, e nevoie și de acordul structur firmelor unde lucrează sau al companiilor care lucrează. Trebuie să reglementăm foarte bine această situație. Pentru că noi desfășurăm anual exerciții de mobilizare. E adevărat că populația a fost uh, un pic mai sensibilă în ultima perioadă referitor la desfășurarea acestor exerciții. Dar aceste exerciții sunt necesare. Nu înseamnă că este un pericol dacă noi desfășurăm un exercițiu de mobilizare. Nu înseamnă că mâine vor fi chemați. Dar sunt situații în care trebuie să actualizăm situația lor medicală. Trebuie să vedem dacă avem cu ce să-i echipăm. Trebuie să vedem dacă fluxul de echipare funcționează și așa mai departe.